Bine v-am regăsit, stimați locuitori ai satelor, stimați telespectatori. Iată, în continuare vă invităm să urmăriți o ediție specială a emisiunii Viața la Țară. Ne-am gândit la această ediție având în vedere faptul că foarte mulți fermieri sunt încă îngrijorați de faptul că nu pot să-și vândă laptele cald, laptele dulce în piețele din municipiul și județul Satu Mare. Din păcate, stimați telespectatori, s-a strecurat o confuzie în ceea ce privește reglementările Uniunii Europene, în ceea ce privește procesarea laptelui și valorificarea laptelui, informații care au fost preluate greșit, iar acest lucru a dus la oarecare nemulțumire și îngrijorare în rândul fermierilor de la țară. De aceea ne-am gândit să realizăm această emisiune cu un specialist în domeniu pentru a vă furniza precizările și informațiile corecte pentru ca dumneavoastră să vă puteți vinde în continuare laptele în piețele din municipiul, județul Satu Mare sau pe alte piețe din județele limitrofe județului Satu Mare. Pentru a realiza această ediție specială a emisiunii Viața la Țară, l-am invitat alături de mine pe domnul doctor Dorin Gheorghe Maurer, reprezentant al Direcției Sanitară, Veterinare și Siguranța Alimentelor din Satu Mare. Bine ați venit, domnule doctor Dorin Maurer. Mă bucur că ați acceptat să veniți în această emisiune pentru a furniza, așa cum am spus, informații corecte producătorilor, fermierilor de la țară. Bine v-am regăsit! În primul rând, un nou fericit și plin de sănătate pentru toată lumea. Mă întorc întotdeauna cu plăcere la dumneavoastră, suntem ca între prieteni. Da, așa este, pentru că împreună dorim să conștientizăm și să reglementăm anumite anomalii și inexactități care s-au strecurat în urma acestei reglementări a Uniunii Europene în ceea ce privește procesarea și valorificarea laptelui. Așadar, avem cele două capitole importante, domnule doctor. Primul legat de procesarea laptelui și al doilea capitol legat de valorificarea laptelui crud, laptelui dulce în piețele din municipiul și județul Satu Mare. Așadar, să venim la întrebarea primordială: care sunt de fapt reglementările corecte ale Uniunii Europene? După cum știm, laptele odată produs în gospodăria țărănească poate lua, în România mă refer acum bineînțeles, poate lua două direcții, două drumuri. Sau la procesare, se duce la un procesator care îl va procesa în tot ce găsim la raft, sau se va duce spre vânzarea directă, acea vânzare în piață, unde vine fermierul, țăranul român, hai să spunem al așa, nostru, al nostru, exact, unde acele mici cantități de lapte, pentru că preponderent vânzătorii din piețe, cei care vând direct lapte crud către consumatori, sunt acei fermieri, acei producători care au una, două, trei, maxim cinci capete de bovin acasă. Și atunci el își produce cât îi trebuie, își reține cât îi trebuie lui și familiei lui. Ce e surplus se îndreaptă către piețele din municipiu. Și nu numai. Și nu numai. Reglementările Uniunii Europene sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene încă de la înființarea la noi din 2007, de când am aderat la Uniune. Din 2007, România a obținut succesiv, din 2 în 2 ani, derogări de la aceste norme ca să poată procesa laptele neconform. Să-l poată procesa. De la 1 ianuarie 2014, aici, eu zic că a fost ușor greșit interpretată regulamentul. Și foarte greșit interpretată. De la 1 ianuarie 2014 a expirat ultima derogare de care a beneficiat România pentru laptele neconform. Și în consecință nu mai poate fi procesat, comercializat, produse decât din lapte conform. Pentru ca a demonstra conformitatea laptelui, sunt nevoie o serie de analize. De două ori pe lună pentru un tip de analiză, o dată pe lună încă un tip de analiză, respectiv numărul total de germeni, numărul de celule somatice și rezidurile de antibiotice. Deci acești trei parametri trebuie demonstrați ca să poată fi declarat un lapte conform.
care se încadrează în stasul impus de Uniunea Europeană. Exact, de regulamentele europene. În momentul în care laptele este declarat conform, se încadrează în aceste normative, este preluat la procesare. Acum ne întoarcem către producătorii, micii producători, care se îndreaptă înspre piețe. Ca să demonstreze ei această conformitate, vreau să precizez totuși că prin legislația românească, prin ordinul 111 din 2008, care a dat posibilitatea vânzătorilor să fie de lapte, să fie înregistrați la Direcția Sanitară Veterinară, să obțină un document de vânzare directă și să poată practica acest act de comerț în piețe. Ei, acest ordin 111 din 2008 stipulează ce obligații au producătorii de lapte care vând direct lapte în piață. Respectiv, ei trebuie să demonstreze că animalele de la care se mulge acest lapte sunt sănătoase. Aceasta se demonstrează prin acea fișă de sănătate care este eliberată de medicul veterinar de circumscripție, în care sunt stipulate vaccinările, tratamentele efectuate la animal. Deci, demonstrează că animalul... Un fel de carne de sănătate. Un fel de carne de sănătate, exact. Al animalului. Exact. Acesta trebuie să-l dețină producătorul în piață la el, pentru că acolo va fi verificat. Trebuie să dețină o adeverință, o fișă de sănătate a producătorului, respectiv a comerciantului din piață, cel care manipulează laptele, să demonstreze că și el este respectiv sănătos, pentru că, să înțelegem, sunt boli nu numai care se transmit de la animal la om, ci de la om la animal. Deci, de exemplu, tuberculoza se transmite și de la om la vacă, nu numai tuberculoza de la vacă la om. Deci trebuie să demonstreze starea de sănătate a vânzătorului, respectiv a producătorului, și să fie mulț, stocat, răcit și comercializat în condiții igienice, respectiv în recipiente curate, dacă are posibilitatea să-l răcească acasă, îl pune în frigider. Vom reveni la problema cu tancurile de răcire. Da, da. Sunt convins că lumea este interesată. Să-l răcească în frigider, dacă nu are posibilitatea să-l răcească în frigider, după cum ați observat cu toții, administrația publică locală din satul mare a modernizat spațiile de comercializare din piețe, s-au dotat cu spații de răcire. Legislația prevede că în timp de 2 ore de la mulț, laptele nu trebuie răcit, poate să ajungă sau să fie comercializat sau să-l răcească după aceea. Dar, domnule doctor, vă rog să-mi permite să intervin aici din unele informații pe care le-am receptat și eu de pe posturile naționale. Unii spun că din oră în oră laptele își schimbă germenii în cazul în care el nu are... condiții de răcire corespunzătoare. Ce se întâmplă în cazul în care laptele, după 2 ore de la mulț, ajunge în piețele din municipiul Satu Mare, pentru că ați dat acest exemplu, și el este păstrat în continuare în frigider la o temperatură de cel puțin 3-4 grade, cel puțin așa, știu eu, sunt reglementările în vigoare, referindu-ne și la tancurile de răcire. Sigur. Mai există această posibilitate după 2-3 ore, 4, dacă e ținut în aceste condiții, ca germenii să se înmulțească la lapte? Nu, tocmai aici este, să zicem, secretul răcirii laptelui. În timp de 2 ore, acei germeni nu se înmulțesc. Deci 2 ore, de aia este permis ca în 2 ore de la mulți trebuie ori să ajungă la procesare sau să-l vândă, ori să înceapă să-l răcească după 2 ore. Într-adevăr, după 2 ore, la temperatura ambientă, 10, 15, 20 de grade, în funcție de temperatură, încep să se înmulțească germenii. Exponențial. Deci se dublează, peste o jumătate de oră se triplează, se înmulțesc pentru că găsesc condiții propice de temperatură. Dacă laptele este răcit, poate să stea și 24 de ore și 48 de ore până îl vine. Dacă este răcit la temperatura de până la 6 grade, este reglementat. 6 grade, dacă e răcit la 6 grade, poți să-l ții 48 de ore și să-l vin sau să-l comercializezi. Eu ziceam de 3-4 grade, ceea ce se întâmplă în sigur, tans. Sigur, 3-4 grade, maxim este 6 grade. Deci, la această temperatură, înmulțirea germenilor este stopată. Și dumneavoastră considerați, și cred că aveți experiență în acest domeniu, că acești producători, mici producători care vin la oraș să-și vândă laptele, de obicei aduc la vânzare laptele de dimineață sau aduc și laptele de seara în condițiile pe care le-ați menționat dumneavoastră, dacă poate fi răcit și păstrat laptele până la 6 grade. Dar acum vă întreb, cum se răcește laptele?
Eu mai știu că nu e bine să fie în flacon, dacă e cald, să fie închis. Întâi se răcește și după aia să pune în frigider. Care sunt demersurile pentru ca, într-adevăr, laptele să poată fi păstrat, cum spuneți dumneavoastră, și până la 24 de ore, 48 de ore, dacă are condițiile de temperatură menționate de dumneavoastră? Laptele trebuie, da, din experiența noastră și sunt convins că și dumneavoastră, ca și mine, am crescut la țară. Sigur, și de aceea știm aceste lucruri. În general, laptele muls de seara este transformat în brânză sau în prepate. Sau este pus la prins, cum zicem noi. Da. Și după este colectată smântâna deasupra. Și face asta e experiența. Din, și face, și da, să și sămătite, sau din iaurtul ăla, exact. Deci laptele, din experiența noastră, atât profesională, cât și cea de fii de țărani. Corect. Laptele de seară este oprit din acele se face preparate. În general, laptele proaspăt mult de dimineață, cu acela se vine la piață. În ceea ce privește răcirea laptelui, da, într-adevăr, știți, dacă nu pui capacul, pui la răcit în frigider, îl răcești până la cât răcește șase, fără capac. După aia, când l-ai scos ca să-l aduci la piață sau îl transporti, l-ai închis frumos și vii cu el la piață. Tancurile de răcire, revenim la mari fermieri care au mai multe vaci decât 4-5, au poate 10-20. Bineînțeles. Și au un tank și au permis să-și achiziționeze un tank de răcire de minimum 500 de litri. Deci, mă rog. Din informațiile pe care le dețin noi, un tank de răcire este minim 500 de litri. Deci acel fermier care are un număr de bovine care își permite să cumpere un tank de 500 de litri de lapte și să răcească laptele în el, va duce laptele la procesare, pentru că este mult mai rentabil să vinzi 400 de litri de lapte direct la procesator, decât să vii cu 200 de flacoane a câte 2 litri în piață. Nu găsește producătorul mic, una, două, trei vaci, nu găsește un răcitor care să-i răcească lui 10 litri de lapte cât are în gospodărie sau 20 de litri de lapte. Nu este acest tip de răcitor. În acest fel, el și-l va răci, cum am spus, în frigider, sau în timp de 2 ore vine la piață și îl stochează și îl răcește acolo în frigider până își găsește cumpărătorul, îl ține în frigiderul de la nivelul piețelor din municipiu. Ați văzut și dumneavoastră, probabil au văzut și telespectatorii noștri pe alte posturi de televiziune din țară, că micii producători au fost foarte vehemenți și spuneau tocmai acest lucru: noi nu avem bani să ne cumpărăm un tank de răcire, iar alții cumpărători spuneau: păi o viață întreagă am mâncat lapte de la Nana Floare care a venit în piață și n-am pățit nimic. Care au fost reacțiile la Satu Mare, domnule doctor Dorin Maurer? Și la Satu Mare, micii producători, chiar dacă nu s-au manifestat, să zic, mai vehement, a existat o tensiune în rândul lor, a existat acea frică că, într-adevăr, de la 1 ianuarie, gata, dacă nu-și cumpără mulgătoare, este un alt aspect, o să-l abordăm și cu mulgătoare automată, da, aparatul de muls automat. Deci, proprietarii au resimțit aceste știri ca pe un șoc pentru ei. Dacă nu vor cumpăra tank de răcire, dacă nu vor cumpăra aparat de muls automat, gata, nu ceea mai pot ce să nu cumpere. Este adevărat. Dacă nu o să-și facă analizele, care incubă o anumită sumă de bani, un preț, dacă nu vor îndeplini toate aceste condiții, vor dispărea de pe piață. Nu cred că este în interesul nimănui să dispară micul producător. Nu cred că urmărește nimeni treaba asta să dispară. Și găsim oriunde în lumea asta, orice țară. Evident. În acest context am încercat să transmitem prin dumneavoastră, prin prieteni de la mass media scrisă și audiovizuală. De asemenea, am avut o campanie de informare. Poate că, într-adevăr, n-a ajuns la fiecare producător. O campanie de informare inițiată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară cu niște afișe care au fost trimise în teritoriu prin intermediul medicilor veterinari să fie afișate la lăptării, la primărie, la căminul cultural. Unde și în locurile publice. Exact. Unde era foarte bine stipulat ce anume trebuie să facă țăranul român, producătorul, fermierul, ca să obțină un lapte igienic. În acest pliant, în acest afiș, erau trecuți exact pașii care aminteam. Să fie animalul sănătos, respectiv toate analizele făcute de medicul veterinar, vaccinări, să fie tratamente la zi. Și până acum, corect, până la urmă. Corect. Să starea de sănătate a proprietarului, a mulgătorului, să fie bolnav de plămâni, corect, să aibă TBC. Și mulsul să se facă în condiții igienice, atât ca și operațiune, deci să spele ugerul, da. Să spele
să-l șteargă cu un prosop curat, să-l mulgă laptele într-un vas curat, ușor de spălat, de dezinfectat, dacă e cazul, dar să fie vase curate și să-l stocheze tot așa, în vase curate, și să răcească, dacă se poate, cât mai repede. Sau să-l vândă în decurs de 2 ore. Acestea au fost condițiile, da, care au fost prinse în acest pliante afișe, pe care le-am distribuit, v-am spus, pe raza județului Satu Mare. S-ar părea că n-a ajuns informația chiar la toată lumea și informația care a ajuns la micii producători poate a fost ușor distorsionată, eronată. S-au speriat. Nu e chiar așa. Vă rog să precizați încă o dată cu tărie. Așadar, micii producători pot să-și vândă în continuare laptele în piețe în condițiile pe care le-ați menționat, fără să fie nevoie ca dumneavoastră să vă cumpărați tancuri de răcire de 500 de litri. Deci, animalul trebuie să fie sănătos, dumneavoastră să aveți analizele, să fie condițiile de mulți care noi le știm, și bunicii și bunicuțele noastre mulgeau vacile sau părinții și întotdeauna aveau grijă să fie curat laptele, nu? Iar după mulți întotdeauna îl strecurau prin tifon ca să nu fi căzut vreun fir de păr sau eu știu, alte obiecte sigur neidentificate, să mă exprim așa, în donița cu lapte, crescătorii cu lapte, da. Crescătorii adevărați de vaci de lapte știu toate aceste și au respectat tehnici. Exact, au respectat. Din moș strămoș. Ieri am distribuit din nou aceste tipuri de afișe la colegii care asigură supravegherea în piețe. Îi rog pe telespectator, pe fermier, pe cei care vin să vândă în piață, să se uite pe acele afișe care vor fi afișate la nivelul halelor de lactate din piețe și acolo sunt stipulați cei 4-5 pași pe care trebuie să-i respecte. Și o să vadă că nu este de speriat cum, din păcate, s-a propagat această ușor distorsionată informație. Dacă respectă tot ce e acolo, mă întorc la pratele de mulți. Era aceeași temere și a fost, o sperietoare pentru dânși, aparatul de mulți. Se poate mulge igienic și fără aparat de mulți. Dacă respecti pașii pe care i-am amintit, să spele ugerul, să lege coada vaci, să nu dea cu coada în șiștar, cum știm noi pe mult, să spele ugerul de la vacă, să șteargă, să se spele pe mâini și cel care mulge, și în momentul în care a terminat de mulți, să nu lase recipientul cu lapte în grajd încă până scoate gunoiul sau până nu știu ceva. Frumos s-a încheiat mulțul, sigur, îl strecoară, îl duce în casă și după aia poate să se ocupe de restul problemelor din gospodărie. Aceștia sunt niște pași simpli, elementari, care dacă sunt respectați, eu îi garantez că acel lapte poate să-l consume liniștit oricine. Dar ați spus de aparatele de mulți. Aparate de mulți... sunt chiar atât de speriat. Eu cunosc un fermier care are 3 vaci. Și și-a cumpărat un aparat de mulți, nu costă cine știe cât, deci de dimensiuni mai mici sau de capacitate mai mică, sau nu știu, măcar, nu știu dacă ele sunt aparatele diferențiate, dar chiar m-a întrebat un fermier, domnul Zimmerman, de unde aș putea din Satul Mare să-mi achiziționez un aparat de mulți, pentru că e greu, într-adevăr. Îi ușurează munca. Să mulci 3-4 vaci din gospodărie, dimineața și seara, e o muncă totuși. Deși din acest punct de vedere, cred că efortul financiar pentru cei care stau mai bine de acasă, sigur, nu este obligatoriu, să nu creadă micii producători că este neapărat obligatoriu aparatul de mult, dar nu este o investiție extraordinar de mare. Îi ușurează munca în primul rând, în al doilea rând facilitează într-adevăr un muls igienic, dar să nu uităm că și acele aparate trebuie spălate și igienizate bine. Deci este o tehnică care trebuie respectată și acolo, pentru că dacă nu, poți tu să contaminezi laptele după aia, la a doua, la a treia mulsoare, dacă n-ai spălat bine aparatul și rămâne pe la cot, rămâne laptele acolo 2-3 zile, mai știu ce, se înmulțesc germenii pentru că în grajd unde este ținut aparatul de mulți, este ținut în grajd, da? La temperatura grajdului, exact ce discutam înainte, se dezvoltă germenii foarte, foarte repede și într-un număr foarte mare și dacă după aia acel aparat îl folosești a doua zi și nu l-ai spălat bine, este posibil ca chiar tu să contaminezi laptele bun. Există avantaje și dezavantaje și la aceste aparate de mulți. Vă spun, dezavantajul este că trebuie foarte bine spălat și dezinfectat ca să-ți asigure ție, pe lângă ușurința muncii, să asigure și că laptele l-ai mulți igienic și că i-ai păstrat toate calitățile. Să ne întoarcem în piețe la condițiile
igienico-sanitare care s-au instituit și prin implicarea administrației publice locale, a primăriei, nu până la urmă. Da. Avem condiții mult mai bune în comparație cu ceea ce știam noi acum 5-10 ani. Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a fost în contact de ani mulți cu administrația locală. Am avut discuții și cu, evident, să găsim modalitatea de îmbunătățire a condițiilor de vânzare din piețe. S-a dorit întotdeauna, poate că nu întotdeauna s-au găsit resurse financiare, poate nu întotdeauna s-a reușit să se prioritizeze acest proiect. E, uite, acum, dintr-o fericită, zic eu, coincidență, la conducerea primăriei avem doi medici. Acum sper ca doamna viceprimar Papici să nu se supere. Fac referire la cei doi domni primari și respectiv viceprimari care sunt medici și care înțeleg și au înțeles poate mai bine, fiind de profesie medici, au înțeles necesitatea investiției în aceste spații. Aceste spații și cu sprijinul și aportul, în primul rând, a dânșilor logistic și material și cu consilierea, să spunem, a Direcției Sanitare Veterinare, s-a reușit aducerea la un nivel, zic eu, ridicat a modului în care se comercializează laptele și produsele lactate în piețele din municipiul Satu Mare. Și la Carei, nu vreau să exclud Careiul, și la Carei există hala, și acolo administrația locală a investit, a înțeles necesitatea acestui demers și în aceste, am înțeles că la Negrești se construiește acum un spațiu, o piață agroalimentară care va cuprinde și ea un spațiu destinat comercializării, care și el va fi la nivel corespunzător, spunem noi. Da, iată, sunt informații la început de an care vin în sprijinul micilor producători de la țară, fermierilor, micilor zootehniști, dacă ar fi să îi precizăm în mod profesional, domnule doctor Maurel, care sunt perspectivele din acest punct de vedere pe care le vizați? În ceea ce privește valorificarea laptelui, a produselor lactate, a comunicării permanente cu producătorii, cu fermierii din teritoriu. Pentru că, nu mă îndoiesc, sunt multe probleme. Paleta este largă. De multe ori poate nu se respectă termene de vaccinare a animalelor sau mai trec oamenii cu vederea. Sau, eu știu, mai sunt probleme care poate țin și de dumneavoastră și dumneavoastră sunteți cei care vegheați, în primul rând, ca să nu se întâmple nimic rău în ceea ce privește valorificarea și, până la urmă, consumul laptelui și a produselor lactate. Direcția Sanitară Veterinară, prin specialiști ei, au fost permanent în contact și sunt, atât prin natura obligațiilor profesionale, cât și relațiile umane, pentru că nu trebuie să le ignorăm și nici pe acestea. Suntem în legătură permanentă, vreau să spun, atât cu procesatorul, ca să îi înțelegem și lui greutățile și să-l facem să înțeleagă obligațiile pe care le are, și cu producătorii. Producătorii, atât cei care livrează laptele la procesare, cât și, cum am amintit, producătorii care se îndreaptă spre piața liberă cu vânzare directă. Vreau să vă spun că în județul Satu Mare, datorită implicării și factorilor de decizie, datorită și conștiinței producătorului, noi am avut lapte conform la procesare și înainte de 1 ianuarie 2014. Deci tot ce s-a preluat spre procesare în județul Satu Mare a fost doar lapte conform. Au existat în țară județe și în special acest regulament se referă la județele unde existau unități de procesare care au primit aprobare în continuare să proceseze lapte neconform. Acea derogare s-a încheiat la 1 ianuarie. Satu Mare și în anul 2013 la procesare a plecat numai lapte conform de la producători. Au înțeles producătorii că trebuie să se doteze cu aparatele de muls, le ușurează munca și despre randamentul da? Este mult mai bun. Tancurile de răcire, toată lumea are tank de răcire, la nivelul centrului de colectare a laptelui, care sunt în proprietatea procesatorilor, fiecare centru de colectare a laptelui de pe raza județului este dotat cu tank de răcire. Deci nu se mai colectează lapte nerăcit, ceea ce a dus ca în decursul anului 2013 deja județul Satu Mare să se alinieze la cerințele europene. În ceea ce privește centrele de colectare, cum spuneați dumneavoastră, știm de când eram mai tineri, ne mai trimitea mama dimineața să ducem laptele la centrul la de colectare
pentru fabrica de lapte din Carei sau din Satul Mare și așa mai departe, exigențele acolo sunt foarte mari, pentru că laptele dus de către oamenii din sat este testat. Da. Și este refuzat acel lapte care nu este conform. Până la urmă se face un mic test acolo foarte operativ de către cel care preia laptele și bineînțeles că unii poate că au dus laptele de seară, nu l-au răcit corespunzător. Deci din acest punct de vedere, cum apreciați exigențele pe care acești colectori de lapte le au? Pentru că la procesare să ajungă până la urmă la mari procesatori, lapte conform, iar pe piață să ajungă smântână, derivate, lapte așa cum ați amintit, dulce conform. La nivelul centrelor de colectare, într-adevăr, se făceau și se fac și acum anumite teste privind calitatea, în primul rând. Deci să nu se acidifieze, deci să nu fie lapte acru, cum ați spus dumneavoastră, și să nu fie falsificat cu apă. Acestea erau, să nu fie lungit. Se mai întâmpla, dar sigur, că mai punea și un pic de apă ca să fie mai mult la cantitate. Acestea erau analizele care și poate că și acum se mai fac la nivelul centrului de colectare. Pe noi ne interesează analize care trebuie să ne certifice igiena mulsului al laptelui și starea de sănătate a glandei mai mare, pentru că acel număr total de celule somatice reprezintă starea de sănătate a glandei mai mare. Ei, acest tip de analiză, într-adevăr, se recoltează la fiecare centru de colectare, de la fiecare producător, și recipientele cu proba se trimit la procesatori. Doi mari procesatori. Acolo se analizează la nivelul procesatorului. Doi mari procesatori, nu îi spun care, pentru că nu e corect. Doi mari procesatori au laboratoarele proprii, s-au dotat, au înțeles necesitatea acestui demers. Au avut puterea financiară, în fond și la urma urmei, să se doteze și să-și autorizeze un mini-laborator uzinal și toate aceste probe sunt analizate în laboratorul uzinal. Vine mașina cu laptele colectat, după ce în prealabil de la fiecare producător, înainte să-l pună în tancul colectiv, s-a prelevat proba, vine mașina la poarta fabricii, întâi se analizează probele și nu se descarcă laptele. Sigur, nu se descarcă laptele până nu analizorul rapid. Suntem în epoca vitezei, există mijloacele necesare. Foarte, foarte rapide. Până nu se primește rezultatul și eficiente, până nu se primește rezultatul, nu se descarcă cisternă de lapte. În cazul în care laptele nu este conform, o analiză poate că nu este conform, se iau măsurile se denaturează, se întoarce înapoi la producători, este răspunderea lor, poate fi denaturat, se poate deversa pe teren agricol, deci există procedură. Dar la poarta fabricii se analizează și intră la procesare. Vreau să vă spun că pe parcursul anului trecut nu am avut niciun caz ca de la poarta fabricii să se întoarcă mașina cu lapte în sat, că n-ar fi fost analize corespunzătoare. Asta presupune că a înțeles toată lumea. Și fermierul că trebuie să respecte anumite reguli, și colectorul, prin modul în care colectează și răcește laptele, și procesatorul că s-a dotat cu laptele. Celelalte unități, cum am spus, doi mari procesatori au laboratoare. Ceilalți procesatori mai mici, tot așa își recoltează probele și, din păcate, cu o cheltuială, cred eu, destul de înseamnă pentru ei, trimit la Cluj. La Cluj-Napoca este un laborator privat care efectuează aceste analize la cerere. Din păcate, pe raza județului Satu Mare, doar Direcția Sanitară Veterinară, chiar înainte să vin la dumneavoastră m-am informat pe site, doar Direcția Veterinară Satu Mare are posibilitatea să efectueze un tip de analiză pentru lapte, bineînțeles prin metoda acreditată, pentru că dacă tot să vorbim de analize, să spunem că trebuie făcute ca la carte. Trebuie acreditată. Deci numai noi la DSV avem... Când ți-ai pus semnătura și parafa să fie sigur că e ok. Numai noi. În rest, la Cluj, vă dați seama, bietul țăran român să-l pune acum, care are acasă 10 litri de lapte, de dor pe lună, du-te cu o probă de lapte până la Cluj-Napoca sau în alte județe apropiate să-ți faci acea analiză. Da. Procesatorii fac treaba asta. Într-adevăr, îi costă, dar ei știu că dacă nu pot dovedi că e laptele conform, își risc afacerea lor. Și atunci ei nu ne risc întreaba asta, ei fac analizele pe cheltuiala lor pentru producători, ca să nu-și piardă producătorul. Da, foarte, foarte bună această precizare și aceste informații. Stimați procesatori, stimați oameni de la țară, fermieri, în drumurile noastre, atunci când am realizat emisiunea Viața la Țară, am întâlnit printre dumneavoastră fermieri care
oarecum s-au plâns, pentru că procesatorii nu vin și în satul lor sau în comuna lor să le achiziționeze lapte. Ei bine, din acest punct de vedere, există o soluție sau mai multe soluții, stimați fermieri de la țară. Nu întotdeauna procesatorii pot să asigure condițiile pentru dumneavoastră, dar poate domnul doctor Maurer, prezent aici în emisiunea noastră, vă va oferi o soluție pentru ca și în comuna sau în satul dumneavoastră să vină cei doi mari procesatori din județul nostru, nu o să le spunem numele, dar cu siguranță în momentul în care dumneavoastră veți face dovada că aveți posibilități de stocare a laptelui, acești procesatori, prin reprezentanții lor, vor veni în comuna dumneavoastră să vă achiziționeze laptele. Pentru că nu e așa. Nu pot să vină reprezentanții fabricilor de lapte după 4 litri, după 10 litri de lapte. Deci, domnule doctor Maurel, vă rog, ce recomandați locuitorilor satelor care ar dori ca și în satul lor, în comuna lor, să vină procesatorul să le achiziționeze laptele, pentru că în acest fel își mai completează și pensiile și veniturile modeste pe care le au. Da, nu numai cei doi mari procesatori, și ceilalți. Noi acum la momentul actual pe raza județului Satu Mare avem autorizați 5. Să nu discriminăm pe avem autorizat, da. Sigur, de aia spun. Avem autorizat de 5 fabrici de procesare a laptelui, 6 practic, dar una este suspendată din localitatea care și-a suspendat activitatea, deci 5 procesatori de lapte care procesează lapte, da, care sunt funcționali la momentul actual și achiziționează lapte de pe piața liber, pentru că odată intrați în Uniunea Europeană, deja se cheamă achiziționare de lapte. După cum știm, totul este economie. Procesatorul, o fie el mic, o fie el mare, e interesat de materia primă, pentru că pentru el materia primă este laptele. Este interesat, dar, așa cum ați amintit și dumneavoastră, nu e tot una ca să te duci de aici, să dau un exemplu, Bârsău, că e foarte departe, să te duci de aici până în Bârsău pentru 10 litri de lapte sau să mergi pentru 1000 de litri de lapte. Dacă la nivelul comunei, cum a spus și dumneavoastră, dacă la nivelul fermierilor, la nivelul primăriei, ar exista posibilitatea să se asocieze, pentru că asocierea, să știți că are tâlcuie și are avantajele ei, chiar dacă mulți dintre fermieri și producători români încă poate au reticență față de asociere, încă, domnule, nu-i bine ce pui în comun. Sigur, că ce pui în comun nu-i bine, domnule, ce e a meu e a meu, ce acum nu e bine. Dar nu e adevărat. Dacă vor reuși să acceseze... Da, Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii, am înțeles că dorește, sau în bugetul de anul ăsta chiar va fi cuprins o sumă de bani pentru acele asociații care vor dori să-și achiziționeze tancuri de răcire. Este o sumă de bani, dacă se vor reuși să se asocieze, să acceseze acele fonduri, să-și cumpere un tank de răcire la nivelul comunei. Bârsău, să zicem. Exact, am dat exemplu, că e îndepărtat și... Da. Îi garantez că acel procesator va veni după lapte, pentru că îi trebuie lapte, e materia lui primă din care lucrează și va veni după el acolo. Dar trebuie producătorii de la țară, trebuie să înțeleagă că trebuie să se asocieze, să îi poată oferi procesatorului o minimă cantitate pentru care să-i se metă să meargă până acolo. Și atunci pot negocia și prețul. Și să existe un loc, o încăpere, unde să existe acest tank, iar micii producători de lapte să aducă laptele acolo, la acel punct igienic unde... Noi vom consilia, sigur, în momentul în care își manifestă dorința să înființeze o asociație, să acceseze fonduri, să-și cumpere un tank de răcire, noi îi vom consilia cu mare plăcere, le vom spune ce reguli minime trebuie sunt necesare ca să poată colecta și stoca laptele în mod igienic. V-am spus, în momentul în care va avea, să zicem, 1000 de litri de lapte, dau eu o cifră așa, 1000 de litri de lapte, vă asigur că orice procesator va merge după el acolo. Și atunci chiar cu atât mai mult și ei ca producători vor putea negocia un alt preț cu procesatorul, pentru că atunci când îi oferi 1000 de litri de lapte, altfel negociezi prețul decât dacă îi oferi 10 litri de lapte. Este, sfatul meu este să nu mai aibă acea frică de a se asocia. Să nu mai aibă acea frică, să încerce să se coaguleze în mici fermieri, într-o asociație de mici fermieri, ca să poată să își vândă la un preț bun rezultatul muncilor. Sigur, iar laptele este plătit după cantitatea printre pe care dumneavoastră ați dus 10 litri. Sigur. Să zicem, pe lună se adună 500 de litri pentru cine? Cine a dus 1000 de litri? 1000 de litri. Deci, să înțelegeți că nu o să vă fure nimeni dacă vă asociați,
și aveți o formă juridică. Sigur. Pentru a putea aduce bani de la Uniunea Europeană și, bineînțeles, aici și cu o cofinanțare din partea statului român, da, pentru că și statul vă va ajuta să achiziționați astfel de tancuri. Noi am dat exemplu cu Bârsău. Nu știu dacă acolo există sau nu centru de colectare, dar nicio, din toate comunele, pentru că știți dumneavoastră, ne-am întâlnit în emisiunile noastre Viața la Țară și chiar aici la târgul de la Botiz și ați menționat acest lucru, că acești procesatori, 5 procesatori, nu vor să vină să vă ia laptele. Ei, trebuie inițiativa să vină de la dumneavoastră, 3, 4, 5, 10, cât sunteți, să vă întâlniți într-o seară acolo la primărie cu domnul primar sau cu medicul veterinar. Sigur. Și să vedeți care ar fi posibilitățile să vă asociați. Cred că în acest fel ar crește și șeptelul de animale, pentru că omul, dacă ar vedea că după o vacă câștigă lunar 2, 3, 4, 5 milioane de lei, normal că este interesat să mai țină o văcuță sau două, să aibă 3, și atunci cantitatea de lapte predat va fi mai mare și venitul implicit mai consistent. Pentru că, așa cum am menționat, procesatorul are nevoie de lapte, materie primă. Acum, în momente de criză, să zicem, pe piața laptelui, se îndreaptă înspre piața europeană. Circulația mărfie liberă. Deci, când procesatorul nu găsește destul lapte pe piață la noi, se duce în țara vecină. Pentru că acolo găsește repede. Așa și la noi, dacă ar exista posibilitatea să își găsească laptele pe piață, eu vă asigur că oricare dintre procesatorii, să nu mă rem, eu vorbesc mai... Nu se mai duce în Ungaria și la Austria sau în alte țări. Își va lua laptele de pe piața autohtonă, pentru că vreau să vă spun și nu cred că e un secret pentru nimeni. Laptele produs în România are un alt gust. Faptul că e hrănit încă la pășune, în stilul nostru, exact, tradițional. Faptul că flora noastră e alta și fânul nostru e altul, acestea sunt niște caracteristici care se abrac. Acestea sunt niște caracteristici care se regăsesc în calitățile laptelui. Deci noi avem un lapte bun, dar nu reușim să producem atâta cât ar fi nevoie pentru procesator. Da. Se duc procesatorii. Aveți dreptate aici, pentru că în alimentația vacilor de la țară mai intră câteodată și dovleacul, mai intră lucerna, mai intră și câte 2-3 kg de păsat, pentru că dărălași, cum se spune, uruială de porumb, dar oamenii au grijă de animale. Sigur. Sau le mai dau și lături, adică din restul depinde de zonă, de pe masa gospodarului, depinde le de mai zonă. Oferă pâine sau mâncare care a rămas, depinde de la gospodărie la gospodărie. Așadar, din acest punct de vedere, dragi producători, mici fermieri, dacă doriți, vă puteți asocia și nu numai în acest domeniu, și în alte domenii vă puteți asocia. Puteți accesa fonduri europene și guvernamentale, ca să mă exprim așa, și desigur puteți să dezvoltați acolo o mică afacere, pentru că oricum vă ocupați de creșterea animalelor, iar surplusul de lapte, așa cum a spus și domnul doctor Maurer, îl puteți duce la un centru de colectare. Vreau să vă provoc, domnule doctor, cu o altă întrebare, să vă creez o situație. Dacă există producători, fermieri, care nu respectă ceea ce a spus dumneavoastră, adică animalul, vaca, nu este vaccinată la timp, nu i-a făcut analizele, cetățeanul nu și-a făcut analizele, fermierul. Așadar, oarecum acești fermieri care merg și ajung cu laptele pe piață și nu este oarecum conform cu reglementările în vigoare pe care dumneavoastră le-ați menționat, reglementările minime care de altfel au fost valabile și înainte de 2014, mă refer la data de 1 ianuarie. Deci vreau să vă spun că la nivelul... Hai ce să riscă cu, astfel de începem, începem cu procesatorii. Începem cu procesatorii. Vreau să vă spun că activitatea procesatorilor de lapte este supravegheată, monitorizată, controlată de către medici veterinari oficiali din cadrul Direcției Sanitare Veterinare. În momentul în care medicul veterinar oficial efectuează un audit, un control la fabrică, el solicită toate aceste documente de la procesator să-i prezinte toate documentele privind starea de sănătate animalelor de la care colectează laptele. Procesatorul este obligat să ceară de la fiecare producător: îmi aduci carnetul de sănătate animalului vizat
de medicul veterinar la zi, că dacă nu e vizat, nu-ți mai iau laptele, starea de sănătate a producătorului iar este verificată. Datele sunt colectate de către procesator și sunt verificate de către mediul veterinar. De asemenea, la nivelul piețelor, avem medici veterinari. Acum, primul segment au fost procesatorii, unde este supravegheat. Vreau să spun că și la nivel piață liberă, da. După cum știți, și la nivelul piețelor agroalimentare avem circumscripții sanitare veterinare, unde este desfășurată activitatea tot colegi de noștri medici veterinari, care sunt acolo în piață, tocmai ca să verifice și pe micii producători. Deci li se cere și la micul producător. Când te duci la piață cu 2 litri de lapte, medicul veterinar de la piață, periodic, îi solicită carnetul de sănătate, exact aceste documente pe care le-am menționat la procesator, la începutul emisiunii, medicul veterinar din piață îi solicită acelui mic producător care pune la doi boți de brânză, o smântânică, un litru de lapte. Și acela are documente, pentru că în momentul când a venit la direcția veterinară și s-a dat acel document, acolo este stipulat ce trebuie să aibă la el în momentul când este verificat în piață. Deci, odată ce a ieșit pe ușa direcției sanitare veterinare, să nu creadă că a scăpat de gata, am documentul în mână, pot să vând liber lapte și produse lactate, nu mă mai întreabă nimeni. Ba da, medicii veterinari din piețe îi întreabă. Pe fiecare să le prezinte aceste documente. Riscă deci, și amenzi? Sau li se interzice? Bineînțeles. Noi, li se interzice, că acum amenzi nu prea au oamenii să bani să plătească amenzi, noi... dar probabil medicul veterinar din piață îl monitorizează mai atent pe cel care nu are actele în regulă. Bineînțeles, nu suntem o instituție că neapărat coercitivă imediat sar cu amenda, nu. Întâi încercăm să îndreptăm lucrurile. Amiabilă. Exact, bun, l-ai prins astăzi că n-are documentele, i-ai spus frumos. Te duci acasă, ție și în momentul când ai hârtia de la medicul veterinar, de la medicul de familie, te întorci în piață. În momentul când văd că ai un halat pe tine sau că în momentul când ai pus într-adevăr acea etichetă în față unde se spune că este lapte de vacă, brânză de vacă, producătorul tău, în momentul când vei respecta toate astea, te poți întoarce în piață. Deci dacă omul insistă și mai vine și a doua și a treia oară, bineînțeles, măsura se ajunge la măsura extremă, respectiv aplicarea unei sancțiuni și interzicerea de a mai valorifica pe piață. Dar vreau să vă spun că spre marea noastră satisfacție, oamenii sunt disciplinați. Da. Eu vreau să cred că trăim într-o zonă, într-o regiune a țării în care oameni așezați, cum spuneți, și înțelegători de vorbă bună. Deci sunt înțelegători de vorbă bună. Ce li se recomandă, încearcă să... Bineînțeles, respecte, da. Să ne întoarcem la tema emisiunii, dacă li se spune corect și concret ce anume trebuie să facă. Deci nu îi lași așa în ceață că ar trebui să faci... Dacă îi spunem corect, asta trebuie să îndeplinești ca să poți veni în piață, oamenii, cum v-am spus, n-am avut situații de sancțiuni. Deci vreau să vă spun că noi... De certuri, ca să spunem așa, între medicul veterinar și... Și nici reclamații din partea consumatorilor n-am avut. În general s-a cam așezat piața, s-a cristalizat. Și eu când mă duc în piață, eu deja știu că mă duc și cumpăr de la producătorul, că de la el poate au luat și mama mea sau tot de la el, știu că cumpăr în fiecare sâmbătă. S-au cam așezat deja relațiile producător-client. Consumator. Deja n-am avut nicio sesizare, nicio reclamație în acest domeniu. Iar dumneavoastră, ca mici producători de lapte, desigur sunteți interesați să oferiți consumatorilor, clienților dumneavoastră, dacă ar fi să ne exprimăm așa în această relație de vânzător-cumpărător, lapte de bună calitate de dimineață, smântână proaspătă, brânză proaspătă, pentru că, știți, mai bine merge reclama din gură în gură și lumea spune ceva de genul: păi te duci în piața Someș și vezi că e acolo tanti Florica, a doua masă pe dreapta, are un lapte de calitate, dacă ai copii, du-te și de la ea poți să cumperi fără nicio grijă. Așadar, stimați producători agricoli, stimați telespectatori, cred că aceste informații sunt foarte binevenite și mai ales precizări pe care domnul doctor Dorin Gheorghe Maurer le-a făcut în această emisiune, pentru ca dumneavoastră să prosperați, să vă întregiți micile venituri care le aveți, pentru că nu mă îndoiesc, sunt
foarte mulți mici producători care merg în piață, cum a spus dumneavoastră, cu un kilogram de brânză, cu un borcan de smântână și cu 2 litri de lapte, pentru că după vânzarea acestora fiecare își mai cumpără o pâine sau își mai cumpără orez, zahăr, ceea ce are nevoie în gospodăria. Sigur, de acasă. Nu, dacă nu este final, o afacere, pentru afacere este o subzistență, o mică, ferma, da, de subzistență, o fermă de subzistență, așa care este acceptată și care nu deranjează și nu supără pe nimeni. Dacă se respectă condițiile pe care amintite, domnul doctor le-a menționat și pe care, așa cum a precizat și dumnealui, le găsiți afișate la primărie, în piețele unde dumneavoastră vindeți și probabil dacă tocmai nu știți și alte amănunte, aveți în comun acolo medicul veterinar care vă poate sprijini și vă dă informațiile necesare pentru ca dumneavoastră să puteți vinde în continuare în piețele noastre tradiționale lapte, brânză și smântână ca de la mama de acasă, cum ne place nouă să spunem. Dacă în finalul emisiunii, domnule doctor Maure, mai doriți să adresați câteva cuvinte procesatorilor, fermierilor, micilor producători de lapte. Da, în special micilor producători. Să nu fie speriați că nu-i alungă nimeni din piețe. Deci să ne înțelegem, nu-i alungă nimeni din piețe, dacă respectă ceea ce am discutat în această oră cu mare drag la dumneavoastră, dacă respectă acele condiții minime, eu îi asigur că pot să vândă liniștit lapte și produse lactate. De asemenea, pe consumatori îi asigur că liniștit pot să cumpere de la acești mici producători, că nu li se va întâmpla absolut nimic. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, domnule doctor. Sperăm că ne vom revedea și în alte emisiuni, pe alte teme, din dorința de a informa în permanent fermierii și producătorii agricoli, pentru că un om care deține informații devine mai puternic și întotdeauna nu este frică, știe că se află pe drumul cel bun. Datorită unor specialiști pe care îi avem aici la Satul Mare, dar și în teritorii, dumneavoastră puteți avea siguranța că în condițiile menționate puteți să vă valorificați, așa cum a spus domnul doctor, laptele, smântâna, brânza, ouăle la piețele din municipiu sau în piețele din municipiu Satul Mare și cele din județul nostru. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc mult succes în acest an și să auzim de bine. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, oricând cu mare plăcere mă întorc la dumneavoastră. Mulțumim, vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune. Ne revedem duminica viitoare de la ora 13. Numai bine pentru toată lumea, sănătate și bunăvoire.